După ce faraon a primit informațiile despre poporul Israel, interpretate ca fiind rătăciți în pustie, dezorientați și fără nicio posibilitate de a se salva, faraon este satisfăcut și cu siguranță consideră aceasta un drept la răzbunarea lui. În versetul 6 îl observăm pe faraon care și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Este impresionant să vedem profunzimea schimbării în caracterul unui om. De la omul îndrăzneț la început, în timpul celor 10 plăgi, se pare că una după alta, loviturile asupra Egiptului l-au înmuiat puțin, ca în final durerea și spaima morții să-l facă pe faraonul îndrăzneț să determine în mod decisiv ca evreii să plece, să fie eliberați. Cu toate acestea, însă, manifestările lui Dumnezeu îl convinseseră, dar nu îl convertiseră. De fiecare dată, probabil că faraon a fost uimit. Dar una este să fii uimit și alta să fii schimbat, să fii transformat, să te comporți altfel. Lucrurile acestea au efect datorită judecăților pe care Dumnezeu le manifestă în perspectiva de a fi cunoscut. Acum, ne-l imaginăm pe faraon cât de furios este, răgnind ca un leu, cu inima lui mândră, rănită, având un singur țel, grăbindu-se spre el, să se răzbune. Toate lucrurile acestea se întâmplă ca și cum nicio urgie n-a fost văzută de către el. Ca și când nimic nu a simțit, nici durere, nici pierderi, nici pagubă, nici distrugere. Mai mult ca orice, ne face să ne întrebăm, a uitat în mormântarea dureroasă a întâiului său născut? De vreme ce nu se poate gândi la nimic altceva decât să facă Israelul să simtă resentimentele lui. Acum este posibil ca faraon să creadă că poate să simtă chiar Dumnezeu însuși duritatea sa. Se hotărăște fie să-i readucă, fie să-i omoare pe toți. Expresia și-a pregătit carul de război conține mai mult decât imaginea unui car personal de luptă al faraonului. Sensul este cu înțeles colectiv. El a dat ordinul să se pregătească carele de luptă. Și observăm două categorii, între carele alese cu 600, cu 600 de care alese și carele Egiptului, carele obișnuite. Primele 600 de care de luptă sunt cele din garda regelui. În fiecare car din acestea 600 erau repartizați 3 luptători. Unul care conducea caii și 2 luptători, 2 războinici. În ceea ce privește carele Egiptului, carele comune conțineau doar 2 persoane. Una pentru a conduce caii și cealaltă pentru luptă. Uneori, în car era doar o singură persoană și acesta își înfășura frâiele în jurul corpului și se lupta cu arcul sau cu sabia. Carele de război folosite de către egipteni, la momentul acela, erau de construcție ușoară, erau deschise în spate
și purtate de niște roți mici. La vremea aceea, carele erau cea mai sofisticată tehnologie militară disponibilă care fusese până atunci. Ne imaginăm toată armata aceasta și toată pregătirea de lupta lui Faraon pentru niște oameni pe care probabil că i-ar fi putut măcelări cu ușurință, nefiind antrenați să se lupte, neavând posibilitatea să fugă și neavând niciun loc în care să se ascundă. Carele erau în partea de la urmă deschise, aveau o platformă semicirculară făcută din lemn, împrejmuită de o margine care se ridica într-o arcuire grațioasă, la o înălțime de aproape un metru deasupra platformei, ca să protejeze picioarele. Aveau două roți, o oiște și trase de doi caiuți. Conta foarte mult viteza cailor în război. Aceste multe care și soldații ai cele mai mari puteri militare din lume la momentul acela ne arată cât de fără speranță sunt șansele Israelului de a-i lovi pe egipteni. Faraonul însă nu știa un lucru, deși ar fi trebuit să-l știe. Că orice număr plus Dumnezeu este o forță irezistibilă. Și Faraon trebuia să știe că nu atât uneltele, armele, sunt cele care dau biruința și prezența lui Dumnezeu. Domnul l-a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Interesantă expresia aceasta. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. În ce constă ea? Pentru că spuneam că evreii nu erau oameni de război. Nu erau antrenați pentru așa ceva. Numai că expresia se referă la faptul că atunci când au ieșit din Egipt, evreii au ieșit cu mult curaj și cu vitejie, în sensul că au triumfat datorită eliberării lor și s-au hotărât să treacă peste greutățile care le stau în cale. Au ieșit gata de luptă, nu împotriva fiilor egiptenilor, ci au ieșit gata de luptă împotriva dificultăților drumului. Ei au fost hotărâți să învingă orice piedică și nu se vor mai întoarce vreodată în Egipt. Cei care cu seriozitate își îndreaptă fețele spre cer, așa cum evreii își îndreptau fețele spre Canaan, cei care vor să trăiască cu evlavie în ascultare de Domnul Hristos, trebuie să se aștepte să fie împiedicați de ispite și agresați de terorile lui Satana. Nu este niciun om pe care Satana îl vede serios și hotărât în drumul spre ascultare de Dumnezeu, care să nu fie asaltat de ispite și să nu-l facă să sufere din cauza agresiunilor păcatului. Satana nu se va despărți cu blândețe de niciunul care a fost în slujba lui și nici nu va ieși din viața unui om care l-a slujit prin păcat, fără furie, fără manifestări urâte, în ciuda faptului că persoana respectivă vine sau se îndreaptă sau că este deja lângă Dumnezeu. Iată, în Marcul 9 cu versetul 25, este descris un astfel de tablou asupra căruia este bine să privim. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat, care chinuia un băiat, și i-a zis,
Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere pe copil. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Imaginați-vă că lucrul acesta se întâmplă alături de Domnul Iisus, în fața Domnului Iisus. După ce Domnul Iisus îi poruncise demonului să-l părăsească pe copilul pe care tatăl lui l-a adus ca să fie vindecat. Revenind la evrei, acum evrei nu mai aveau nimic din ceea ce se spunea în ultima parte a acestui verset. Copiii lui Israel și se regata de luptă, dar acum nu mai era nimic din îndrăzneala lor când au văzut pe egipteni. Foarte interesant că ideea din spatele cuvintelor ebraice au ieșit cu îndrăzneală, sau gata de luptă, include ideea răzvrătirii împotriva autorității. Ei au ieșit îndrăznind împotriva autorității stăpânilor lor. Este important să observăm natura răzvrătirii. Pentru că dacă motivul răzvrătirii este un motiv bun împotriva păcatului, atunci această răzvrătire este o binecuvântare și aduce răsplată de la Dumnezeu. Dar dacă răzvrătirea are un motiv împotriva lui Dumnezeu, lucrul acesta nu este deloc de dorit. Și din nefericire, observăm pe evrei care acum, într-adevăr, au ieșit gata de luptă, răzvrătiți împotriva faraonului, dar o să-i vedem când s-au răzvrătit și împotriva Domnului. Și timpul pentru a se manifesta imediat împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise nu întârzie în acest capitol. Izraeliții nu părăsiseră țara ca niște fugari care au eliberat doar scăpând cu fuga. Izraeliții au plecat încrezători. Marele predicator Spurgeon are câteva cuvinte foarte frumoase. Au fost hotărâți și curajoși atâta timp cât și-au dat seama că Dumnezeu este cu ei. Iar egiptenii din spatele lor erau și ei îndrăzneți și mândri, deși Dumnezeu nu era cu ei. Ce motive diferite între manifestările de hotărâre și curaj ale celor două grupări de oameni? Au fost două mâini înălțate în ziua aceea, spune mai departe Spurgeon. Mâna înaltă a faraonului, mândru și ticălos, și mâna înaltă a veșnicului binecuvântat, atotputernic, Jehova. Față în față, două imagini care se repetă de fiecare dată în viața noastră. O imagine este aceea a siguranței în care trebuie să stăm alături de Dumnezeu. Este siguranța brațului puternic, însângerat de pe crucea Golgotei, care este în preajma noastră. Și un alt braț este cel care amenință. Este glasul sau brațul pe care Satana îl ridică nu să ne lovească întotdeauna, ci doar ca să ne amenințe. Cele două brațe își etalează puterea și de unul dintre acestea două ascultăm fiecare. Sub puterea unuia dintre aceste două brațe este adăpostul și scăparea noastră.
este foarte important pe care îl alegem de fiecare dată. Versetul 9 creează o imagine extrem de senzațională. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbăriți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Zephon. Descrierea acestei forțe subliniază șansele ca Israelul să iasă învingător. Înțeles astfel, textul corespunde cu monumentele acelui timp care reprezintă armata egipteană. Lucrul însă este foarte interesant să-l vedem, și anume că egiptenii i-au ajuns tocmai când și se pare că abia s-au oprit să facă tabără atunci când i-au descoperit pe egipteni care îi urmăreau. Aceasta ne spune că atunci când Satana urmărește pe cineva, nu va avea răgaz, nu îi va da o pauză, ci întotdeauna, tocmai atunci când ai cea mai mare nevoie de liniște, atunci va veni ispita. Atunci când ai mare nevoie de mângâiere, atunci va veni din nou lovitura și durerea. Atunci când zici că abia aștept să mă liniștesc, Satana tocmai atunci îți mai creează o dificultate. Nu trebuie să ne mirăm, pentru că aceasta este strategia lui. Interesant. Egiptenii i-au ajuns tocmai când erau tăbăriți lângă mare. Să se odihnească. Toți caii lui Faraon, toate carele, toată mulțimea de răutate era adunată împotriva lor. Unii au scos în evidență faptul că ar putea ca această expresie, toți caii, să fie puțin ciudată. Pentru că noi știm că una dintre plăgi, piatra, a distrus toate animalele care se găseau în țara Egiptului. Ei bine, vitele Egiptului au murit în plaga aceea, în conformitate cu Exod capitolul 9, însă relatarea face precizarea că animalele care sunt pe câmp vor muri. Caii lui Faraon erau ținuți în grajduri, la palat, pentru că erau întotdeauna, trebuiau să fie pregătiți și întotdeauna la îndemâna lui Faraon pentru a acționa fără multă pierdere de timp. Acum, Marea Roșie este înaintea izraeliților și oștile Egiptului se găsesc în spatele lor. Versetul 10 continuă cu tensiunea crescândă. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Cuvintele acestea creează două tablouri paralele. Un tablou este al aparentei siguranțe, faraonul care se apropie. Este liniștit, cutezător, nu are niciun semn de întrebare dacă va reuși în lupta pe care o va da. El se apropie, convins că face ceea ce și-a propus. În celălalt tablou, este o grupă de oameni mult mai numeroasă. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii, au văzut nenorocirea, s-au înspăimântat foarte mult și strigă către Dumnezeu după ajutor. Frumoasă este imaginea aceasta a unui
nu i-aș putea spune contrast. Deși putem să vorbim aici despre privirile celor două armate. Faraonul se apropie și privește oastea evreilor în dificultate. Copiii lui Israel și-au ridicat și ei ochii și au văzut mai bine amenințarea. Starea civilizată a societății egiptene impunea absența tuturor armelor, cu excepția cazului în care acestea erau în timpul serviciului militar. Dacă izraeliții au fost complet nenarmați la plecarea lor, asta înseamnă că ei nu puteau să opună nicio rezistență. Poate că din cauza aceasta s-au înspăimântat. Situația lor părea desnădăjduită. În toate cele patru puncte cardinale, era imposibilă ieșirea. Erau închiși la răsărit de mare și nu aveau cum să o traverseze. La sud erau munții accidentați, greu de escaladat. La apus era pustia, iar la nord, egiptenii care îi urmăreau. Această imagine, dacă o vom păstra în mintea noastră, ne va ajuta deseori atunci când viața noastră va avea evenimente și incidente, dificultăți, cărora nu le vedem rezolvarea. Această stare este repetabilă în viața unui creștin. Pentru că aceasta este strategia lui Satana să-ți arate imposibilitatea scăpării. Însă, dacă privești fără Dumnezeu, într-adevăr, nu vei avea nimic altceva decât să accepti ceea ce spune El și să devii ascultător, supus și rob al păcatului mai departe, aceasta fiind oferta Lui de rezolvare, compromisul, păcatul. Evreii nu erau doar nenarmați, erau și nepregătiți pentru luptă. Și probabil că spaima este și mai mare atunci când și-au amintit de mânia vrăjmașului, de puterea armatei egiptene, în comparație cu propria lor slăbiciune. Evreii, deși numeroși, totuși pe jos, nedisciplinați, neliniștiți, sunt îngrădiți acum și de situația taberei lor, astfel încât nicio strategie nu putea să fie pusă la punct pentru ca ei să scape, nu să câștige biruința. Nu era nicio cale deschisă pentru ei decât într-o singură direcție, în sus. Privirea lor, ajutorul lor și izbăvirea lor. Doar de acolo puteau să vină. Învățăm din nou pentru noi o lecție importantă. S-ar putea să-L urmăm pe Dumnezeu. S-ar putea să ne dorim să ajungem la cer, să fim alături de El. Și totuși, putem să fim în mare dificultate, tulburați din toate părțile. Și lucrul acesta nu se întâmplă doar din când în când, ci uneori este presantă situația aceasta ca să te ducă la disperare. Acesta este primul moment de criză al poporului evreu după ieșirea din robie. Pe măsură ce faraon se apropia, fiii lui Israel s-au uitat. Aceasta este o expresie care indică o privire intenționată și atentă. Au privit în sus și și-au fixat privirea
îndepărtare. Atâta timp cât izraeliții și-au ținut ochii pe stâlpul de foc, câtă vreme l-au urmat pe Domnul, ei mergeau prin credință și niciun dușman nu i-a putut atinge. Dar când și-au luat ochii de la Domnul, când s-au uitat înapoi și au văzut pe egipteni apropiindu-se, s-au înspăimântat și au început să se plângă. Au putut vedea praful ridicat de roțile carului care se apropia din sens opus. Deși tocmai îl văzuseră pe Jehova, revărsând 10 plăgi în mijlocul egiptenilor, acum ei vedeau o armată care se abate asupra lor. Până acum, evreii nu văzuseră nicio armată pe care să o învingă Jehova. Văzuseră doar armate pe care Dumnezeu le folosește împotriva egiptenilor. Armata de muște câinești, de țânțari, de lăcuste. Dar n-au văzut nicio armată învinsă de Jehova. Acum se pare că ochii lor erau ochi ai fricii, nu ochi ai credinței. Acum, sfidarea sau îndrăzneala lor cu care ieșiseră s-a topit într-o clipă. Au trecut de la îndrăzneală la oameni foarte îngroziți. Și Moise menționează doar despre faraon că se apropie, pentru că el era reprezentativ pentru forța ostilă pe care o comanda. Au strigat către Domnul. Expresia aceasta, au strigat către Domnul, este același cuvânt folosit atunci când Moise a strigat către Domnul cu privire la broaște, ca să le îndepărteze. Este strigătul speranței, dar și strigătul credinței. Și în timpul asupririi lor, în perioada celor 215 ani de robie, izraeliții au strigat de mai multe ori către Domnul. Strigătul lor, din cauza sclaviei grele, s-a ridicat la Dumnezeu și Dumnezeu a auzit strigătul lor. Au strigat către faraon cu privire la apăsarea lui tot mai mare. Aparent însă, acest strigăt prezent către Jehova a fi o direcție bună. Dar cuvintele lor ulterioare către Moise ne vor sugera că este altceva. Ce trist! Niște oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care au văzut clar cine este Dumnezeul care dorește să le fie Dumnezeul lor, strigă după ajutor, dar inima lor este îndoită dacă vor privi, dacă vor primi sau nu vor primi acest ajutor. Când au văzut trupele egiptene apropiindu-se, ne dăm seama că este normal ca izraeliții să strige disperați către Dumnezeu. Dar nu pentru mult timp au strigat ei către Domnul. Poate că Israelul a strigat către Iahve, dar următoarea lor reacție a fost de a da vina pe Moise. Acest lucru a fost foarte greșit. Dar era foarte uman. Și în atitudinea aceasta ne recunoaștem din nou și din nou că suntem asemănători cu evreii aceia. Uitând ce făcuse Dumnezeu pentru ei și ce le făgăduise, au devenit timizi la vederea vechilor lor stăpâni. Evreii cunoșteau cruzimea egiptenilor în timp de război. Și în timp ce carele și caii se apropiau ca un val, cupitele cailor sunau ca tunetul unei furtuni îndepărtate. O furtună a răului se apropia. Și poporul privea îngrozit. Deși era poporul lui Dumnezeu.
Unii cred că trecând de partea lui Dumnezeu într-o biserică sau alta, sunt scăpați de cazurile pe care viața lor le-a avut. Însă, relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie pusă doar sub aspectul material, fizic. Pentru că scopul pe care îl are mântuirea oferită de Dumnezeu nu este doar legată de pământul acesta. Nu este fericirea pe care Dumnezeu o oferă în lumea aceasta blestemată de păcat. Ci Dumnezeu trebuie să fie căutat pentru recunoștința salvării, pentru bucuria că iubirea lui Dumnezeu a făcut ca Fiul Său să moară în locul păcatelor noastre. Groaza, cu adevărata groază a vieții unui om, a sufletului unui om, nu trebuie să fie groaza ce se va întâmpla mâine cu viața ta. Ci adevărata groază este cu privire la păcat. Pentru că alături de Dumnezeu putem să vorbim despre învierea din morți. Dar fără Dumnezeu, zecile de ani pe care le-ai trăit nu te ajută la nimic și în final nu valorează deloc. Chiar poporul lui Dumnezeu este îngrozit. Lumea va fi din ce în ce mai îngrozită și observăm efectul teribil cu care oamenii se confruntă astăzi. Este groaza. Și groaza întotdeauna are un efect destructiv. Frica poate să fie generată de trecutul tău. Și Satana lucrează în amintirea oamenilor, făcându-i să-și aducă aminte de toate lucrurile rele ale trecutului, sugerându-le că urmează consecințe. Frica pentru trecut sau frica generată de trecut este teribilă. Sunt mulți oameni care trăiesc cu frica pentru ceea ce au fost. Dacă este ceva ceea ce Dumnezeu poate să realizeze, este siguranța liniștii că trecutul este ascuns în mâna lui Dumnezeu. Trecutul este șters de către Dumnezeu, cu condiția de a-i fi oferit lui ca rezolvare. Dar este și o frică cu privire la viitor. Și viitorul este nesigur. Viitorul îngrozește mințile multor oameni, uneori fără nicio justificare. De aceea noi trebuie să știm că oricare ar fi sursa fricii, putem să-i oferim lui Dumnezeu rezolvarea. Pentru că atât trecutul cât și viitorul nu ne mai aparțin nouă, ci îi aparțin doar lui, Dumnezeului nostru, lui Iahve, atotputernicul. Copiilor lui Dumnezeu le-a fost frică, pentru că au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru ei în trecut. Evreii au uitat cum Dumnezeu i-a protejat și i-a eliberat chiar de îngerul morții. Este mai periculos faraon cu armata lui decât îngerul morții care a intrat în case la miezul nopții? Facem același lucru, iar amintirile noastre sunt atât de scurte cu privire la intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Avem o memorie bogată și activă atunci când este vorba de lucruri rele pe care le-am trăit. Și amintirile rele ne năpădesc amintirile. Mereu și mereu ne tulbură viața. Însă intervențiile lui Dumnezeu
Atât de ușor le uităm, ca și când n-ar exista. Uneori, indiferent ce a făcut Domnul în trecut, puterea pe care El a arătat-o pentru noi, avem tendința să uităm atunci când alte provocări apar în viața noastră. Ar fi posibil ca din cauza aceasta Satana să schimbe strategia, să nu vină mereu și mereu cu aceleași încercări. Pentru că memoria, chiar dacă este scurtă, ar putea să fie funcțională, aducându-ți ușor aminte că în aceeași circumstanță Dumnezeu a intervenit și te-a rezolvat. Dar când lucrurile se schimbă, când împrejurările nu mai sunt cunoscute, când teama nu te-a mai lovit niciodată în felul acesta de până acum, atunci nu ai o siguranță, nu ai o bază care să te determine să rămâi statornic, că Dumnezeu a mai intervenit de mai multe ori în viața ta în același fel. Totuși, când ai spatele lipit de perete, singurul loc în care te poți uita este în sus. Aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe. Uneori, din cauza aceasta, îngăduie să ajungem acolo fără ieșire. Israel a strigat către Domnul, dar încă le este frică. Se poate să rostești numele Domnului? Se poate să te rogi și să te scoli de la rugăciune tremurând de frică? Atunci care este scopul rugăciunii? Strigătul lor nu a fost făcut cu credință, pentru că ei îi vom vedea în versetul următor cum se chinuie, învinuindu-l pe Moise. De ce este lucrul acesta posibil? Să strige către Domnul și totuși să rămână înfricoșați. Ochii lor privesc la armata egipteană. Leacul fricii este să menținem concentrarea asupra Domnului, nu asupra circumstanțelor presante ale vieții noastre. Vă aduceți aminte? Petru mergea bine pe marea furtunoasă, printre valuri și vânt, dar atâta timp cât se concentra și privea doar asupra Domnului Iisus. Când privirea i-a fost distrasă, când a început să se concentreze spre o altă direcție, s-a scufundat. Și frica era să-l omoare. Noi răspundem cu frică pentru că există momente în care ne îndoim de capacitatea Domnului de a avea grijă de noi. Chiar poate Dumnezeu să le rezolve pe toate? Este posibil să crezi într-un astfel de Dumnezeu realmente? Este viu? Chiar știe ce ai nevoie și poate să-ți rezolve situația în care te găsești? Dacă ajungem la lucrul acesta și dacă suntem convinși, dacă îl cunoaștem pe acest Dumnezeu atotputernic și avem o legătură strânsă cu El, siguranța care ne face să ne abandonăm în mâinile Lui, ar trebui să aducă liniștea, seninătatea. Dar nu este deloc așa, pentru că suntem firești. Mintea noastră nu este statornică. Chiar dacă ne rugăm, chiar dacă și cântăm, chiar dacă citim din Scripturi făgăduințe clare ale lui Dumnezeu, repetăm pe drum cuvintele lui Dumnezeu, așa ne-a spus. Totuși, la un moment dat, inima noastră este gata să tresară la o amenințare neprevăzută sau la o dificultate pe care n-am luat-o în considerare. Ca și când Dumnezeu este limitat doar la ceea ce i-am spus și poate să facă doar ceea ce l-am rugat.
Strigătul lor către Domnul a fost potrivit și a fost absolut necesar. Dar cuvintele lor către Moise au fost reproșuri, arătând o lipsă de respect și o lipsă de înțelegere. Aroganța lor a ieșuat în criză pentru că a fost construită pe puterea omului. Ei chiar au crezut că faraon nu se va mai întoarce niciodată după ei. De aici această aroganță. Moise însă ar trebui să se obișnuiască cu această atitudine. De aceea el le dă instrucțiunile potrivite cu privire la manifestarea lor în situații de criză. Ei au strigat către Domnul și acum Domnul avea să îi izbăvească. Moise știe lucrul acesta. Spurgeon spune mai departe: aceștia au fost oamenii care urmau să cucerească Canaanul? Au fost aceștia oameni aleși de Dumnezeu? La fel suntem și noi. Pentru că, nu e așa? Dacă ne uităm în viața noastră și descoperim de câte ori ne-am purtat ca niște oameni care nu avem Dumnezeu, de câte ori am crezut că suntem singuri, disperați, părăsiți, abandonați, că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi, că Dumnezeu ne-a uitat, de câte ori am trăit astfel de momente, poate pe perioade lungi, zile întregi, în care ne-am frământat, că am fost abandonați, că am fost uitați. Și totuși, suntem oameni pe care Dumnezeu i-a chemat să primească moștenirea vieții veșnice. Suntem oameni chemați de Dumnezeu și aleși de El să primim viața veșnică. Suntem oameni pe care Dumnezeu i-a ales să primim biruința de plină prin credința în Domnul Iisus. Versetul 11 schimbă tabloul așa cum îl preciza mai devreme. Nu a fost de ajuns că ei au strigat către Domnul, dar ei au zis lui Moise: nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Pot oare acei oameni care strigă la Dumnezeu să rostească și aceste cuvinte? Cum e posibil cu aceeași gură să rostești și rugăciunea și să aduci învinuiri groaznice, nevinovate, unui om care ți-a făcut bine? Într-adevăr, deși era o situație fără ieșire, totuși, evreii n-au rezistat fără ca nemulțumirile lor să se adreseze cuiva vizibil. Poate că n-au îndrăznit să-i spună lui Dumnezeu despre lucrul acesta. Poate că au vrut la Dumnezeu să-i spună: ajută-ne, iar lui Moise să-i spună tot ceea ce aveau ei în suflet. Poate cu jumătate de gură ei l-au rugat pe Dumnezeu să-i salveze. Dar lui Moise i-au spus cu gura plină, cu tot sufletul de teamă plin, în care răutatea era născută din ce în ce mai mult odată cu apropierea egiptenilor. Modul în care evreii fac lucrul acesta este puțin ironic, pentru că Egiptul este faimos pentru multe lucruri pe care vizitatorii le caută. Dar unul este renumit Egiptul pentru mormintele egiptene. Mulți oameni plătesc să vadă morminte, piramide, mumii. Toate vorbesc despre modul în care privea acest popor moartea. Acum,
Nici evrei nu erau diferiți în opinii după ce stătuseră atâția ani în mijlocul acestui popor. De aceea ei se gândesc la moarte. Se gândesc la modul în care moartea va veni peste ei. Când în afară sunt lupte, interiorul este domeniul fricilor. Frica poate să fie bună și te apropie de Dumnezeu, dar frica poate să fie rea. Depinde sensul pe care tu îl dai. Tu hotărăști în ce sens se va manifesta frica. Te va apropia de Dumnezeu sau te va face să te războiești cu semenul tău? Și probabil că între evrei lucrurile pe domeniul fricii s-au împărțit. Unii dintre evrei au strigat către Domnul. Frica i-a făcut să se roage. Și acesta a fost cu un efect bun. Dumnezeu uneori ne îngăduie să vină strâmtorări în viața noastră pentru ca să ne plece pe genunchi, să ne obișnuim cu rugăciunea. Însă alții dintre evrei n-au strigat la Dumnezeu, ci au strigat împotriva lui Moise. Frica lor i-a făcut să murmure. Nu așa că lucrurile acestea ne selectează și pe noi? Cum obișnuiți să se manifeste frica? Gata să învinuim, să arătăm cu degetul celor din jurul nostru. Dacă tu nu spuneai, nu plecam. Dacă nu hotărai, dacă nu făceai, toate sunt de vină. Pentru toate este de vină doar celălalt. Este frica care este o frământare a sufletului în necunoștință de rezolvări. Este frica un motiv de a ne apropia de Dumnezeu mai mult și de a rămâne lângă El chiar și după ce motivul fricii dispare? Dacă nu va fi Dumnezeu sursa către care ne îndeamnă frica, atunci frica se va manifesta în mod învinuitor și va crea dezbinare teribilă în relațiile noastre. Evreii se cred pierduți. Într-un fel sau altul, și unii care strigă la Domnul și cei care îl învinuiesc pe Moise, și unii și alții, cred că brațul lui Dumnezeu nu ar fi capabil să facă minuni azi, așa cum au văzut că a făcut ieri. Evreii înțeleg eliberarea doar ca pe moarte în pustie, deși erau sub îndrumarea și protecția unui stâlp de cer. Și vreau să mă opresc un pic aici, pentru că de multe ori pocăința multor oameni se manifestă în același fel. Unii privesc la viața lor de când s-au convertit, de când s-au pocăit și văd că viața lor nu mai este deloc înfloritoare. Mulți privesc și nu mai văd niciun avantaj de când au început să-și schimbe viața. Prieteni mai puțini, o altă categorie de prieteni, dar nu de elită așa cum erau, cei cu care mergeau la distracții și păcat. Locuri de muncă diferite, avantaje materiale scăzute datorită lipsei de înșelăciune. Și de multe ori, Satana îi ajută pe oamenii aceștia să creadă așa cum soția lui Iov îi spunea: "Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și ai scăpat." Unii cred că de când s-au întors la Hristos, viața lor este sortită spre nefericire, spre pustiu și spre disperare. Uită,
de iertarea păcatelor, uită de bucuria mântuirii, de relația de pace cu Mântuitorul. Alții dintre creștini seamănă cu acești evrei care se ceartă cu Moise pentru că i-a scos din Egipt. Înceartă cu Moise, el condamnă de fapt indirect pe Dumnezeu și îl provoacă la mânie pe acela a cărui favoare era singurul ajutor de care trebuiau, la care trebuiau să ajungă. Ce trist! În momentele de dificultate, mulți dau peste mână lui Dumnezeu. Dau peste mâna întinsă de el ca să-i mângâie. Preferă să se victimizeze mai departe, în timp ce Dumnezeu vrea să le mângâie sufletul. Ei dau mâna la o parte, resping mângâierea lui Dumnezeu. Ce trist! Lucrurile acestea trebuie să le învățăm, pentru că stările prin care oamenii aceștia trec sunt stări prin care noi știm că am trecut și suntem convinși că vom mai trece, pentru că lupta nu s-a încheiat, bătălia nu este sfârșită, pentru că eliberarea noastră nu a ajuns la dimensiunea pe care Dumnezeu dorește să o aducă. Locul acela în care Mântuitorul dorește să rămână cu noi o veșnicie. Ce trist! Oameni care strigă către Dumnezeu, dar care îl învinuiesc pe Moise. Apostolul Iacov spune, poate aceeași vână a izvorului de apă să aibă și apă amară și apă dulce. Se poate cu aceeași gură să-L binecuvântezi pe Dumnezeu în rugăciune și să-L blestemi, să-L ocărăști pe aproapele tău care este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Amestecul acesta de comportament între modul vizibil, dar formal, al unei religiozități, a unei relații cu Dumnezeu și posibilitatea cu ușurință de a te manifesta cerându-ți drepturile și ieșind în evidență ca fiind nevinovat de situația în care te găsești, amestecul acesta arată o necunoaștere a lui Dumnezeu și o stare superficială a unei vieți care trebuie să fie reorganizată de către Duhul Sfânt. Îi lăsăm deocamdată pe egipteni să se apropie, să alerge mai departe prin colbul de nisip al pustiului spre evrei. Îi lăsăm pe evrei în tumultul frământărilor, temerilor, căutării ajutorului, strigătelor și învinuirilor. Dar până data viitoare, este important să verificăm frica și motivația ei. Dacă vor veni frici în seara aceasta sau mâine, trebuie să le vedem motivația și trebuie să le verificăm sensul în care ne vor duce. Pentru că dacă frica ne duce la Dumnezeu, ea trebuie să fie vindecată. Și răspunsul fricii care îl caută pe Dumnezeu este eliberarea. Iar Dumnezeu așteaptă să intervină de multă vreme în viața noastră. Trebuie să nu îl mai împiedicăm să ne elibereze.